Dragii mei, prieteni, mă aflu în localitatea Vârfurile, județul Arad. O localitate foarte frumoasă aici, în munții Apuseni. Și dacă tot am trecut aici, m-am oprit un pic aici, în cimitirul din Vârfurile. Pentru că aici, dragilor, își doarme somnul de veci unul dintre prietenii și colegii mei dragi, saxofonistul Bujorel Tulea. Sunt convins că mulți dintre voi, cei care aveți undeva vârsta peste 35-40 de ani, ați auzit de el sau poate chiar l-ați cunoscut. A fost un tânăr de mare perspectivă, un instrumentist de mare valoare la anii lui atunci, la cele vremuri, și aici își doarme el somnul de veci. Colegii de cântec din Oradea l-au cunoscut chiar foarte bine și nu doar colegii de cântec din Oradea. Acolo unde el și-a petrecut ultimii ani din viață. Nu am avut cum să trec pe aici fără să nu vin până la tine, prietene. De acolo de sus din ceruri știi bine că am mai trecut pe la tine aproape de fiecare dată când am venit prin aceste locuri, când am trecut prin aceste locuri minunate. Bujorel a fost un prieten foarte drag, am cântat mult împreună, am avut o relație foarte frumoasă de prietenie și colaborare și am zis că dacă tot trec prin Vârfurile, să vin să spun o rugăciune aici la mormântul tău. Dumnezeu să te ierte, să te odihnească, prieten drag, și tare m-aș bucura ca mulți dintre prietenii și colegii noștri, atunci când trec pe aici prin Vârfurile, să facă același lucru. Odihnă veșnică, prieten drag, Bujorel Tulea.